Titan Attacks este un joc care omagează cunoscutul Space Invaders. Regulile sunt simple. Te miști stânga-dreapta, tragi în navele inamice, eviți focul acestora, iar dacă prinzi extraterestrii care încearcă să scape, atunci primești un bonus. Între niveluri poți să-ți îmbunătățești armamentul cu banii câștigați. Scopul jocului, un punctaj cât mai mare pe baza unui multiplicator care crește pe măsură ce nu ești lovit. Ciudata maimuță turbată la grad! Bogdan Naumovici nu este doar un bun povestitor, este unul dintre cele mai influente nume din advertisingul românesc. Are două mari pasiuni, Michael Jordan și jocurile video. Se autoproclamă un gamer în raid și se joacă oricând are ocazia. Are motive Istodor să se teamă? Stați, dragă, unde v-ați... Ia uite, unde v-ați trezit așa să trageți în Bogdan? Moriți animalelor! Atunci să le iau pe ăsta o dată și pe ăla o dată. Bonusurile pot fi score, shield sau... Și ce mi-a dat bonus? Acum ești, păstrează banii. Păstrează banii pentru că ești la $200 de extra bullets care te face să tragi mai de des. Bine. Și am început cu prins. Prins 1, prins of Persia 1, bătaie cu Jafar, cu... Aoleu, îngrozitor. După aia am jucat NBA 95, uite, 17 ani sunt, că era NBA 95, al negru, pixelat. După aia cred că am jucat Dune 1, a fost primul joc, mai joc așa, mai mergeai pe Arrakis, mai intrai prin pește, mai vorbeai cu oameni, nu știu ce, și Dune 1 țin minte și acum că l-am jucat odată 16 ore fără să mă ridic de pe scaun. N-am făcut pipi, n-am băut apă 16 ore. Cred că ăla a fost recordul de stat așa la calculator jucat. Cred că astea au fost primele jocuri care m-au întărâtat așa la calculator. Aș mai aștepta-o pe aia puțin, uite, l-aș distruge pe ăsta și aș mai aștepta-o pe aia. E voie? Sau trebuie să-i dau în cap că curge timpul? Poți să o aștepți, nu știu cât de... Aș aștepta, mai trece ea odată. Da, nu știu care e algoritmul ei. Băi, eu am făcut armata spre deosebire de copii care joacă Counter-Strike, știi? Și șmecheria e să nu mori. Șmecheria nu e să omori tu mulți, atunci să mori și tu de multe ori. Da. Șmecheria e să nu mori la jocurile astea. Eu le iau în serios. Eu când mă joc de astea shootere, chiar le iau în serios. Îmi închipui că sunt acolo. Și atunci nu vine, ha bă, și merg și eu mor eu de 20, dar am omorât 30. Nu e o combinație bună. În viața reală n-ai safe și low. Și atunci încerc să stai în viață. Asta văd că ești un om cu răbdare. Asta îmi liniștit. Place. Da. Nu știu dacă cei care au făcut jocul s-au gândit că există posibilitatea în care unul să stea să aștepte și să facă spam de scor. Având în vedere că n-a mai apărut de vreo 2 minute, eu aș bănui că nu o să mai apară. Dacă ar fi să pare. Așa zici tu? Nu sunt sigur, dar aș bănui că au programat împotriva genului ăsta de exploit. Ce bulangi. Deci... Opa! Bye. Ce am făcut eu? Mi-a curs de mână, să nu crezi. Câte am pierdut? 2. Cam multe. Da, ok. Hai, de și fugi. Și prinde extraterestre. Da. Tantara. Am stat acolo. M-am luat la mișto, m-am luat în glumă cu el. Da, am pot să-mi iau 6 de-asta? Da, câte poți? 3, perfect, ok. Suntem înapoi la standard. Cred că Godfather mi-a plăcut cel mai mult, dacă stau să mă uit înapoi așa. Ce mi-a plăcut foarte mult la Godfather este complementar cumva jocul, e complementar cumva filmului. De exemplu, un film, Pacino se duce și ia din WC-ul pistolul cu care îl împușcă pe Solazzo și pe capitanul de poliție. Nu știu. În joc tu ești ăla care trebuie să planteze pistolul la WC-ul. Foarte mișto. Adică mi s-a părut un angle, o perspectivă foarte deșteaptă a celor care au făcut joc. Și așa, uitându-mă în urmă, top of mind ăsta, cred că mi-a fost jocul preferat. Eu sunt mare fan Jordan, firma mea se cheamă 23, am tricouri semnate de Jordan, poze semnate de Jordan, am dat $1000 pe ele la noi la sediu. Și 2K11-ul care a fost jocul cu Jordan. Și poți să fii Jordan din 84 de când intră în NBA, cu exact aceleași meciuri, cu exact aceleași faze. Plus că ai niște challenge-uri, ai 10 sau 20 de meciuri celebre al lui Jordan, care trebuie să faci ce a făcut el. Și dacă ești fan Jordan și știi meciurile lui celebre și știi că ai de făcut același lucru, e absolut spectaculos. M-a agățat jocul ăla îngrozitor de tare. Wow. Ești la... Bun. A fost momentul potrivit, a fost o decizie strategică bună. 2 shield-uri. Trăim așa periculos. N-aveam ce să-i fac, era periculos, da. Da, nu a fost de bine. Aole, iar sunt împuțiși de ăștia. Da. De ce cad pe mine? Se schimbă un pic regulile jocului. Mersi. Ce vrei să-i fac? Dar bine că mi-ai zis așa, se schimb, după ce mi-am pierdut 2 vieți, se schimbă un pic regulile jocului. Până mă n-au cost niciodată aia până. Acesta este tabela noastră oficială de marcaj, furată direct de la Top Gear. Bogdan Naumovici este pe locul 2, sub Tudor Istodor, dar deasupra lui Andrei Gheorghe și mult sub restul, și de mult deasupra restul.
Doamnelor și domnilor, Bogdan Aumovici. Da, mersi, mersi. Ești un gamer activ. Da, sunt. E modul meu de a evada de la, ca să zic așa, din lumea asta. Uiți de, eu când mă joc, uit de absolut orice altceva. Când mă joc, eu chiar mă joc. Eu dacă sunt, nu știu, ce vrei tu, fotbalist, basketbalist, soldat, prinț, orcă, orice sunt în jocul ăla, eu aia sunt. Nu odată, adică dacă am jucat de-astea de, nu știu, stealth, de trebuie să mă furișesc, nu știu, și a intrat cineva în cameră, îmi sare inima, s-ar cade pe scaun. E modul meu, am uitat că sunt în, nu știu, antreprenor, tată, toate alte rolurile mele din viața de zi cu zi. Când mă joc, sunt personajul din joc. Ce, cred că e cel mai, mie mi-e cel mai la îndemână mod de escape.